Țicleanu, Crișan, Beldeanu, Răducanu, dribling, șut! Când intra în teren cu Steaua sau cu Naționala, Marcel Răducanu era aclamat de fani, la fel cum îi scandau peste ani tribunele numele lui Hagi. A rămas legendar meciul Stelei cu CSM Râmnicu Vâlcea, când zeci de mii de oameni strigau în cor: cel mai bun din RSR a plecat în RFG. Marcel Răducanu tocmai fugise din țară în Germania. Bineînțeles că oficialii nu au putut accepta situația. Meciul a dispărut din toate înregistrările. Pentru că era capitan în armata română, a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru dezertare. A făcut carieră în tricoul Borussiei Dortmund, unde a jucat în peste 160 de meciuri. Dacă nu plecați, cum credeți că evoluați ca fotbalist la noi? Cred că era mort. Pentru că eu văd cum sunt lucrurile acolo, nu cred că rezistam. Am fost și un jucător acolo care a făcut ceva pentru România și totuși sunt mai mult aici în Germania respectat decât acolo. Respectul și l-a dobândit și prin calitățile lui de fotbalist. Eram la club și era și televizionat din întâmplare și eu am luat o scurmire de vreo 5 kg de cristal. Am aruncat în sus, bine, și asta e norocul, eram și în perioada aia, eram în vână, îmi reușeau mai toate, și pe teren și în afară, și am aruncat în sus și am pus-o pe picior, și a rămas pe picior, adică, și i-au înghițat, așa ceva n-au văzut. În Occident trebuie să fii de dor mai bun ca un jucător de acolo, ca să poți să faci față, altfel ai greutăți. S-a retras din activitatea de jucător în 1990, după ce a agățat ghetele în cui, a rămas în Germania. Încearcă să transmită ceva din talentul său copiilor pe care îi antrenează la școala de fotbal din Dortmund. Direct Zamfir, care conduce acum balonul, pasându-i excelent lui Marcel Răducanu, singur cu portarul Moraru. Șut, gol! Pentru campionatul mondial care începe în curând, Răducanu pariază pe Brazilia, Argentina, pe nemți și pe spanioli. El va juca în echipa de vis pe postul de mijlocaș dreapta.